Bine v-am regăsit, dragi doamnelor și domnilor, la Târgul de Cariere. În continuare o avem alături de noi pe Alisa Tarciniu, fotograf și trainer exerciții de creativitate. Haideți să o primim pe Alisa cu noi în platou. Salut. Bună, bine v-am găsit! Bine ai venit, Alisa, pe livestream-ul Târgul de Cariere. Am câteva întrebări pentru tine și cred că... Te aștept. Cred că vei fi dispusă să răspunzi. Perfect. Bun. Hai să începem așa cu o întrebare mai de acomodare, ca să zicem așa. Alisa Tarciniu, da, este motivul de a zâmbi al cuiva și mai este... Completează propoziția. Ce frumos! Asta scrie pe pagina mea de Facebook. Deci motivul de a zâmbi al cuiva. Sunt un om care îi place să vadă frumosul în jur și în ceilalți oameni. Îmi place să văd calitățile oamenilor. Sunt un fotograf pasionat să vadă dincolo de aparențe și sunt un trainer căruia îi place să-i provoace pe oameni să se conecteze la partea de bucurie, la partea de fericire, la partea asta pozitivă. Și e nevoie de provocare să faci lucrul ăsta. Da, sunt complet de acord. Alisa, am înțeles că tu rezolvi exerciții de creativitate și îi pui pe alții să se rezolve. Cum ți-a venit ideea acestor ateliere? Ce anume presupun de fapt ele? Povestea cu atelierele de creativitate a început acum foarte mulți ani, cred că probabil 15 ani. Atunci făceam ateliere de creativitate cu copii, ateliere în care învățam să privească creativ, să facă fotografii. Și țin minte feedback-ul de atunci, pentru că cred că atunci nu eram atât de pregătiți ca și astăzi. Veneau părinții și mă întrebau, de ce să-mi aduc copilul la un atelier de-al tău, doar să-l înveți să apese pe buton? Și încercam să explic, știi, ca să vezi lumea, ca să te privești, să vezi dincolo de aparențe, ai nevoie să te antreneze cineva. Pe vremea aceea mi se părea foarte dificil să lucrez cu adulții, pentru că adulții sunt prea serioși și nu vreau să intre în partea asta de joacă și de creativitate. Acum am reușit să-mi schimb perspectiva și să văd provocarea asta ca ceva foarte fain și îmi place să-i provoc pe adulți să iasă din rutină, pentru că câteva din blocajele creativității sunt limitările noastre în care credem că nu suntem creativi. Creativitatea e așa pentru unii care sunt speciali, sunt genii, sunt artiști, sunt foarte talentați. Apoi, faptul că rămânem în zona noastră de confort, stăm acolo, știi, și ne mai place să stăm și în control. Când stăm în control nu putem fi foarte creativi. Și bineînțeles, partea asta de stres, pentru că, iar unul din secretele creativității, probabil o să povestesc și mai târziu, este relaxarea. Sunt așa o serie de reguli ale creativității în joaca asta de la ateliere și de la exerciții, iar printre ultimele exerciții este partea asta în care ai nevoie de relaxare, să faci o pauză, pentru că cele mai minunate idei vin atunci când ieși și faci o plimbare. E celebra replică din filme, eram la duș și mi-a venit ideea asta minunată, adică nu făceam nimic. Da. Eram într-adevăr într-un moment în care mă puteam... Exact, în care... Nu trebuie să mă concentrez pe altceva. Da. Sau conduceam. Și mi-a venit ideea asta și de multe ori stăm acolo, căutăm creativitatea, dar în momentul în care facem câțiva pași și ne dăm înapoi, vedem altfel lucrurile, se conectează, pentru că creativitatea are această, magie, a unii niște lucruri care n-au aparent legătură unele cu altele. Și doar când ne dăm în spate, când ne relaxăm, când ne plimbăm, când conducem, când habar n-am, fiecare ce-i place. Corect, corect. Bun. De curând am înțeles că ai demarat un nou proiect, Antidot. Și de la capăt în creativitate. Am înțeles că așa se numește. Ne povestești puțin despre el și crezi că poate ajunge vreodată la capătul puterilor creatoare? Cred că cu toții putem ajunge la capătul puterilor noastre creative, pentru că, ce spuneam și mai devreme, da? E această parte de stres, e această parte în care nu ne permitem să ne relaxăm, cel puțin când avem ceva determinat, e foarte important să ne detașăm puțin. Și unul din lucrurile pe care le uităm să le facem este să ne încărcăm bateriile. Nu putem fi niște ființe creative așa la nesfârșit dacă nu turnăm și niște inspirații sau dacă nu ne înconjurăm de lucruri care să ne inspire.
Iar acest proiect nou, Antidot, este despre a inspira oamenii să trăiască frumos, să trăiască creativ. Pentru că pot să mă îmbrac într-un anumit fel, pot să dau cu mătura într-un anumit fel, dar în care e puțină creativitate, pot să așez masa într-un fel. Iar Antidot este o serie de interviuri cu personalități din diferite domenii. L-am avut invitat pe Vlad Eftenie, fotograf, care ne-a povestit cum să vezi lumea altfel. Cu toții avem doi ochi și vedem aproximativ aceleași lucruri, dar cum poți să vezi dincolo, cum să te miști, cum să ajungi să faci lucrurile într-o manieră creativă? Și cred că creativitatea ne conduce la partea asta în care ne bucurăm mai mult de viață, putem fi autentici. Eu, de exemplu, multă vreme am fost convinsă că nu sunt o persoană creativă și am făcut încet, încet, da, exerciții, de asta acum pot ghida alți oameni și îi pot inspira să-și dea voie să devină și ei creativi, pentru că toți suntem creativi. De acord. Uite, știm că te pasionează cărțile pentru copii. Ce carte pentru copii crezi că ar trebui să citească adulții? Și cum crezi că ajută aceste cărți de copii adulții, bineînțeles? Păi, pentru că numele meu este Alice, aș recomanda tuturor să citească Alice in Wonderland. Bineînțeles. Care este o carte magică, este superbă. Cred că orice poveste, orice basm ne poate inspira. Pentru că suntem eroi în povestea noastră de viață și din povești putem să ne inspirăm din călătoriile eroilor din poveste. Eu, de exemplu, de multe ori când sunt într-o situație dificilă, mă gândesc la un erou dintr-o poveste care îmi place și mă gândesc ce calitate, ce ar face. Pentru că e despre a depăși obstacole și bazmele ne inspiră să depășim obstacolele, să mergem mai departe, să mergem către potențialul nostru. Și plus că e partea asta în care lucrurile sunt simple, adică în basme. Știu că se va termina cu bine. E o încredere pe care dacă o am și în viața mea de zi cu zi, poate nu se va termina acel lucru sau acea provocare așa cum vreau eu, dar se va termina într-un fel în care voi lua ce e mai bun de acolo. Înțeleg. Care ar fi un top de trei cărți despre creativitate făcute de tine? Așa, nu, pardon. Deci un top de trei cărți despre creativitate din cărțile pe care le-ai citit tu. Hai să zicem așa. Păi, prima carte, sunt foarte multe cărți pe creativitate. Depinde foarte mult ce are nevoie celălalt pentru a fi inspirat. O să spun ce m-a inspirat pe mine. Este Calea Artistului, The Artist Way, a Juliei Cameron, unde sunt foarte multe exerciții. Are o metodă în care se recomandă ca în fiecare dimineață să scrii fără să fii întrerupt, 45 de minute, orice îți vine în cap. Și dacă nu îți vine nimic în cap, scrii, nu îmi vine nimic în cap și începi să scrii, pentru că lucrurile încep să vină și cumva mai dai afară ce nu-ți trebuie sau faci un proces în care îți vin idei și observi ce idei îți vin. Asta este prima parte. Și a doua parte te provoacă să-ți stabilești în fiecare săptămână o întâlnire cu artistul din tine, în care îl scoți pe artistul din tine la ceva ce îi place. Artistul ăla e de fapt copilul nostru interior și te gândești, ok, și ce-mi plăcea să fac? Nu știu, uite, săptămâna asta ne plimbăm și mâncăm o înghețată sau habar n-am, ce-mi plăcea? Și mă conectez la partea aia de bucurie care mă încarcă. O altă carte care mi-e place foarte mult este Big Magic a lui Elizabeth Gilbert și ea vorbește foarte mult de curajul de a fi creativ, de a ne depăși teama, pentru că de multe ori nu suntem creativi, adică ne blocăm creativitatea pentru că rămânem în partea asta de teamă, de judecată, ce o să zică celălalt. Pe când toată povestea cu creativitatea începe cu mine. Inițial când începi să faci ceva, poate nici nu e bine să arăți altcuiva, ci să faci pentru bucuria ta. Dacă scrii o poveste, poate nu împărtășești cu toată lumea sau cu cineva care ar putea să spună povestea ta nu e atât de bună sau fotografia ta sau orice faci tu, nu știu, un nou fel de mâncare. Și o altă carte absolut minunată este Darurile imperfecțiunii a lui Brené Brown, în care ea povestește foarte mult de... Credem că dacă ne apucăm să facem ceva, suntem creativi așa dintr-o dată. Adică dacă mă apuc să fac fotografii și săptămâna viitoare n-am o fotografie spectaculoasă, nu sunt un bun fotograf, nu văd bine, nu. E acest echilibru între a aspira la o perfecțiune, dar și a accepta că ești într-un proces. Adică învăț,
aici e bine. Și cartea asta a lui Brené Brown vorbește foarte mult despre, exact cum îi spune și titlul, despre imperfecțiune, despre a accepta călătoria noastră, în care fiecare pas are bucuria ei. Excelent, excelente exemple. Mulțumim, Alisa. Apropo de creativitate, dacă este să aplicăm puțin, să zic, înspre direcția de joburi, care crezi că sunt cele mai creative meserii? În ce măsură ține de exersare și în ce măsură ține de talent, din nou, această creativitate? În primul rând, așa, oarecum trist, este fiecare meserie poate fi creativă. Bineînțeles că există niște topuri ale meserilor creative, nu știu, să fii art director sau să fii designer, unde e o creativitate așa, explodează. Explozivă, na. Exact. Sau, nu știu, să fii scriitor, orice meserie în comunicare, iar este foarte creativă. Deci sunt foarte multe meserii creative, compozitor, dar... Poți să fii creativ, exact cum ziceam și mai devreme, poți să dai cu mătura să fii creativ, da? Poți să gătești sau să așezi masa într-un fel în care ești creativ, poți să răspunzi la telefon, da? Adică partea asta în care te joci, ieșim din rutină, pentru că de multe ori facem toate lucrurile într-o rutină, da? Le facem la fel și de fapt, cu adevărat nu mai ajungem să trăim. Pe când încep să mă joc, da? Pentru că din punctul meu de vedere creativitatea are foarte mare legătură și cu partea asta de joacă, de bucurie pe care ne încărcăm, da? Atunci suntem, nu știu, altfel. Iar nu este doar opinia mea, creativitatea poate fi antrenată. Și eu am crezut multă vreme că anumiți oameni sunt creativi, mă uitam, îi admiram, ziceam wow, da? Și apoi am descoperit că orice lucru, creativitatea poate fi antrenată. De aceea am numit exercițiile de creativitate exerciții de creativitate, pentru că facem niște exerciții, da, și după aia descoperim că facem lucruri și spunem wow, ce am făcut? Adică e momentul ăla senzațional în care descoper, fac ceva, poate sunt inspirat, da? Inspirat înseamnă să fiu conectată de fapt cu mine și să pot să mă pierd în ceea ce fac, adică să fiu pasionată și când termin mă uit și zic wow, ce interesant, ce frumos am scris, sau uite ce am desenat, sau uite ce fotografie. Câteodată fotografia pe care o faci poate fi mai interesantă decât realitatea pe care ai văzut-o cu ochii tăi. Dar parcă imaginea te-a chemat acolo și înțelegi de ce ai făcut acea fotografie. Într-adevăr. Hai să te întreb așa. Care e cel mai recent lucru pe care l-ai învățat? Wow, aici am o poveste foarte simpatică. M-am apucat, visam să mă apuc, să desenez, să pictez, da? Eu am fost convinsă toată viața că sunt un dezastru la desen. Când eram în facultate, am mers la un curs de arte vizuale la Facultatea de Arhitectură și m-am dus acolo crezând că o să învăț să desenez. Și m-am trezit la curs, profesorul explica niște exerciții pentru studenții de arhitectură, da? Ei desenează și în somn, eu habar n-aveam să desenez. Și când am văzut ce se întâmplă acolo, am făcut ochii de cepele și m-am dus la profesor și am spus, eu am o problemă. Și profesorul spune, absolut genial, și spune, da, îngrijorat, așa, ce problemă poți să ai? Și zic, știți, eu nu știu să desenez. Și profesorul face ochii cât cepele, da, și mă aștept să spună, și ce cauți aici? Și spune, aoleu, atunci eu am o problemă, pentru că va trebui să te învăț să desenezi. Așa că a trecut multă vreme de atunci, am abandonat desenul între timp și m-am apucat să învăț să desenez cu acuarele. Îmi doream să învăț, da, și tot amânam. Mi-am cumpărat culori, mi-am cumpărat hârtii, dar tot amânam momentul ăla pentru că îmi și doream, dar în același timp era o teamă acolo, pentru că nu știi și e ceva nou și când e ceva nou ți-e puțin teamă. De fapt, în fine, amânam în momentul până când trag prima linie pe hârtie și imediat creierul meu spune, ai greșit, trebuie să faci alta. Și îmi dau seama, în momentul ăla, da, e vocea noastră critică, mereu când facem ceva nou, când învățăm, o voce critică pe care trebuie să o depășim, pentru că acea voce critică care nu era atât de puternică când eram copii, ne dădeam voie să învățăm. Acum vrem, nu știu, să facem de două ori și să devenim experți. Nu ne dăm voie să învățăm în procesul învățării. Și îmi dau seama, da, eram hotărâtă să arunc foaia, pentru că chiar era greșit, făcusem o linie, nu era, era doar o linie, da? Și îmi dau seama că, zic, da, n-am vrut să fac nimic, am tras o linie, adică n-aveam în capul meu o casă și am tras o linie care nu era bună.
Și a fost foarte interesant, apropo de învățat, apropo de lucruri noi, să vezi cât îți dai voie și sunt foarte mândră de mine că nu am renunțat. Încet, încet, am mai tras o linie, bineînțeles, am zis, vai, ce desen urât am făcut, dar este primul meu desen, da? Este deci primul e meu ok. desen, măcar l-am făcut! Da. Apropo de procesul de a învăța, apropo de a-ți da voie, pentru că după ce învăț, după aia pot să, la început sunt creativă în dialogul meu interior cu criticul ăsta interior care, de fapt, el vrea să mă țină în zona de confort, nu-i place să fie în situații inconfortabile. Nu vreau să mă pun într-o situație în care să mă fac de râs. Desenul ăla nu l-am arătat nimănui. Habar n-am, dacă l-arătam cuiva care desenează, aș zis, voi ce prostie, n-aș mai fi desenat. Dar am zis, ok, l-am făcut, asta e cel mai important, data viitoare o să... Și încet, încet, acum sunt bucuroasă de ceea ce desenez. Asta este un pas excelent. Uite, eu consider că e bine să ai un anumit nivel de critică de sine, dar... Cum spui și tu, și aici îți dau foarte mare dreptate, trebuie să ne permitem să mai greșim din când în când și asta e exact. Foarte sănătos pentru iară noi. Un secret al creativității, să dai voie să greșești, pentru că de acolo înveți. Exact, exact. Bineînțeles. Asta e și cumva concluzia la care vreau să ajung, într-adevăr. Perfect. Bun, am înțeles că, Alisa, tu mai cochetezi cu coaching-ul. Cum îți construiești întrebările pentru sesiuni și dacă ar fi să dai o definiție creativă la coaching, care ar fi aceea? Păi, cred că este analogia de mai devreme, că suntem erou din povestea noastră și coaching-ul este de fapt acel proces de transformare. Exact ca în basme, da? La început stau bine, mersi, viața mea e perfectă și vine o provocare peste mine. Ceva, o problemă. Și bineînțeles că eu nu vreau să, cum să zic, înfrunt acea problemă. Nici nu-mi place problema și nici nu știu de ce a venit în viața mea. Și coaching-ul cred că este această călătorie de transformare în care reușesc să transform aceste probleme în oportunități de a crește, în oportunități în care să mă cunosc pe mine. Pentru ca la final, da, să fiu asemenea eroului din poveste, uite ce am lăsat în urmă, uite ce am descoperit, uite ce am câștigat, da, poate fata împăratului și împărăția sau orice, e metaforic, fata împăratului și împărăția, da, pentru fiecare ce înseamnă. Ce înseamnă? Și este această călătorie a noastră, cum să zic, în a atinge potențialul, în a depăși provocările, în a depăși problemele, dar transformându-le în niște oportunități. E ceva ce e simplu de spus și foarte greu de făcut. Dar este posibil și sunt provocări care sunt atât în plan personal cât și în plan profesional. Înțeleg perfect. Alisa, completează următoarea propoziție, te rog. Atelierul de croit imagini este? Atelierul de croit imagini este proiectul meu creativ cu care am început. Îți spuneam de atelierele de fotografie pentru copii pe care probabil că le-am început acum 15 ani, când încă părinții mă întrebau și de ce să-mi aduc copilul la atelierul tău, să-l înveți să apese pe buton, asta pot să fac și eu. Da? Și sunt atelierele în care îi provoc pe oameni să se conecteze la partea lor creativă, să vadă lucrurile altfel, să-și folosească creativitatea, fie că e vorba de scris, fie că e vorba de fotografie, fie că e vorba de pur și simplu lucruri manuale, putem să facem colaj sau putem să facem să pictăm și să ne conectăm la emoțiile noastre. Înțeleg. Apropo de asta, ai un sfat pentru cei care își doresc să devină fotografi? Și aș completa aici cu care e must have-ul pentru cineva care vrea să facă, bineînțeles, fotografie. Cred că e foarte important să știi ce fel de fotografie vrei să faci. Adică ce fel de fotografie îți place să faci. E unul din cele mai importante lucruri. Să zâmbească foarte mult, mai ales dacă e o fotografie în care implică oameni. Zâmbetul ăla în care nu zâmbești ca prostul, da, zâmbești așa din toată inima, pentru că se creează o conexiune, chiar dacă celălalt nu te vede, că ești în spatele aparatului. Poți să zâmbești și unui peisaj, pentru că, de fapt, e o conectare cu natura. Iar sfat de început, există un mare avantaj la începătorului. Este vorba de faptul că atunci când ești la început, în orice domeniu, fie că e vorba de scris, orice meserie, ești foarte deschis, mintea ta este foarte deschisă și cred că există un fel de proverb zen care spune că în mintea unui începător există un milion de posibilități, iar în mintea unui expert există doar o posibilitate. Foarte interesant mod de a pune problema.
Alisa, ce te face să te simți creativă? Uai, ce faină e întrebarea asta! Să știi că de multe ori suntem deconectați de la partea asta în care ne simțim creativi, nici nu știm dacă, când am fost când. De multe ori îmi dau seama că sunt creativă în momentul în care eu mă surprind pe mine. Nu știu dacă mi se întâmpla când era copil, sigur ți se întâmpla și ție și tuturor, momentul ăla când ziceai ceva și după aia făceai, ce am zis, sau adică nu gândise și ideea aia, e un fel de a te surprinde pe tine însuți, însuți. Și când se întâmplă momentele astea care cumva sunt magice sau ia uite ce am făcut, ia uite ce am scris, ia uite ce fotografie am făcut, da? Mă simt creativă atunci când sunt conectată la mine, când mă înconjor de lucruri care mă inspiră, atunci mă simt cea mai creativă și când îmi pun muzică. Corect, muzica e, cred că aproape ajută. Pentru toată lumea poate fi o metodă simplă de a te face mai creativ. Câteodată uit, se întâmplă și apoi apăs butonul magic. Corect. Alisa, să zicem că ai vrea să-ți faci un business cu încă cineva. Care ar fi întrebarea pe care ai adresat-o și cărei răspuns te-ar determina să spui că e o persoană potrivită pentru acest business? Foarte faină întrebarea. Cu business-ul, cu cineva cu business-ul, cred că înainte să răspund la întrebare, partea asta de comunicare este esențială. Dacă comunic ușor cu o persoană, deja are o mare calitate de a construi ceva împreună, pentru că sunt multe persoane cu care comunici greu și procesul este dificil și mi s-a întâmplat, am pățit-o. Cred că întrebarea pe care i-aș pune-o ar fi care sunt 7 lucruri care te fac fericit, fericită. Și energia și bucuria cu care răspunde, mi-aș da seama de acolo dacă pot construi ceva cu persoana aceea. Super, super răspuns, să știi, excelent chiar. Chiar mi-a plăcut tare mult. Bun, și o ultimă întrebare, Alisa. În fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, se ascunde un copil. Ce face copilul din tine acum? Ce provocări îți lansează în continuare, ca să zic așa? O să-ți spun întâi ce faci și după aia zic de provocări. Copilul meu interior acum visează, dar visează într-una, să stea într-o livadă unde toți copacii sunt înfloriți și miroase magic și coboară floricelele așa, știi, purtate de vânt, zici că ninge cu flori și a sta acolo și aș face un picnic cu înghețată și cu prăjituri și mi-aș invita toți prietenii. Wow, ce bine sună! Asta ar face copilul meu și după aia ne jucăm împreună, jucându-ne, însemnând că facem orice, punem la cale proiecte, scriem împreună sau orice lucru. Provocarea copilului meu interior este să nu-i de el, să-l iau în serios, pentru că de cele mai multe ori copilul nostru interior vrea prostioare, vrea lucruri mărunte, da? Și nu suntem obișnuiți să-i le dăm, habar n-am, poate că e vorba de o înghețată sau cum spuneam la întâlnirea cu artistul, poate că e vorba că vrea să deseneze sau vrea să facă ceva și eu ca adult, noi ca adulți, spunem, nu sunt lucruri atât de importante sau n-am timp acum, da, vreau o înghețată sau simt că vreau o înghețată, dar n-am timp sau e vremea rece. Știi, când eram copil nu ne interesa că e frig afară când vroiam o înghețată. Vroiam o înghețată și abia așteptam să creștem mari, să mâncăm înghețată când vrem noi, da? Și acum suntem adulți și ne gândim, acum e frig, nu mănânc înghețată. Dar abia mă așteptam momentul ăsta să pot să mănânc eu înghețată fără să îmi zică nimeni nu. Exact, să fac ce vreau eu, să nu-mi zică nimeni nimic. Și asta este provocarea, să-mi ascult aceste mărunțișuri, da, ale sufletului meu, ale copilului meu, pentru că cu mărunțișurile astea, în ghilimele, cu prostioarele astea, de fapt îmi încarc partea mea creativă, îmi încarc acea energie de copil interior, care după aia vine bucuros, altfel stă acolo posumflat, știi? Nu, mi-am dat înghețată, da? Da. Într-adevăr. Alisa, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru răspunsuri. Cred că chiar de aceasta, chiar cu toți am avut ceva de învățat de aici. Pardon. Sunt convins că
Fiecare are, cum zici și tu, un copil, un copil în interior, ca să zic așa, și suntem de multe ori prea presați de, de task-urile de zi cu zi și de stres ca să ne amintim și câteodată e foarte bine să ne dăm voie să greșim și să ne ascultăm puțin și copilul interior. Sunt, și să ne jucăm. Și să ne jucăm. Da, orice ar însemna, orice ar însemna lucrul ăla. Nu trebuie să sărim cu coarda acum, în parc, da? Da, habar n-am, pot să fac ceva. Pot să inventez o nouă metodă de management sau ceva, din creativitate. Da, deci întotdeauna pot să iasă lucruri bune din chestia asta și sunt complet de acord cu tine și îți mulțumim foarte mult. Și eu îți mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O zi bună, Alisa, și sper să ne mai, să ne mai auzim. Ne auzim, o zi inspirată. Mulțumesc, la fel, salut. Bun, dragi doamnelor și domnilor, revenim în foarte scurt timp la Târgul de Cariere. Nu plecați nicăieri. Thank you.